Bună, bine m-am găsit la un episod din Roblox, te-am început cu Max. Salut! Și iată ne mai buni într-un nou episod foarte drăguț pentru voi. De data asta avem parte de un tunel așa cu multe obstacole și trebuie să vedem cine ajunge cel mai rapid sus. Da, pisică, eu zic că eu voi ajunge cel mai rapid, eu ce părere zic ai? Că eu, capitane. Hai să vedem cine ajunge cel mai rapid, spuneți în comentarii cine credeți că ajunge mai rapid și da, apăsați butonașul de like chiar în momentul de față. Deci butonașul ăla de like să fie albastru și să strângem peste 15.000 de like-uri la episodul de azi, vrei? Da, capitale, cum deci fiți atenți, o să dau și o alarmă. Opa, opa. Când auziți alarma, cine n-a apăsat încă pe butonaș, să-l apese, da? Pe alarmă, când aude alarma, fiți atenți, alarma o să fie în felul următor. O să fie diferită față de data trecută. Ok. Deci sper că sunteți pe fază. Ceva am picat! Ușor, capitan, ușor. Așa. Alarma... Ești pe fază, că vine imediat. Și acum unde? Aha. Asta a fost alarma, sper că ați apăsat și voi pe butonașul de like. Stai că trebuie să dacă l-ați apăsat. Bă, nu știm exact cât de departe vom putea să ajungem sau dacă vom reuși să terminăm, gen să ajungem până la final. Bă, am apăsat pe space, ce are tastatura mea? Am picat, nu știu ce are tastatura ta. Așa, pe acolo, bravo pisică. Și... Poți să dai să sară așa, uite, gata. Bravo. Nu s-a risi atunci caracterul, nu știu de ce. Mamă, bravo. Frate, cum e aici? Uitați-vă da, la asta, oameni buni. Odată ce ai ajuns la o platformă de aia, îți dă checkpoint și după asta, de la checkpoint-ul ăla, dacă pici, te dă de acolo. Bă, ne-am dat cu capul de sus. Da, și eu dădusem. Aici trebuie să sar pe foarte multe bile. N-am văzut, nu vedeam. Dacă mai avem... Mai avem timp. Aici îți dă foarte, foarte multe bile. Wow, prea mult galben și nu văd. Pisica în laterală. Gata. Așa, ia să vedem, țac. Ia uite, mă încurcă fata asta, pisică. Ai grijă, capitane. Dar poți să te încurcă fata asta. Așa, ca să ne mai încurcăm. Dai bătaie, 4050. Dau bătaie, capitane. Și dacă ajunge cineva pisică, se înjumătățește timpul. Am înțeles, e clar. Deci, e clar. Dacă să zicem că ajunge un băiat sau o fată, okay. Din 4 minute să fac 2 minute. Oh. Oh. Bă, unde trebuie să mă duc? Acolo. Mamă, ce uite, vezi, a ajuns cineva aici. Deja. Nu știu cât mai e până sus, că nu mă văd în tabela aia. De acolo, nu pot să mă uit acum. Te văd, ești lângă mine. Ok. Suntem aproape, să zic. Uite, vină încoace. Mamă, deci, frate! Acolo trebuie să sari, să știi, din ce văd, adică... No, am încercat, am vrut trebuie să... Trebuie să sari pe bucățica asta mică pe care sunt eu, și pe asta sari așa și sari așa și ajungi direct pe platforma galbenă. Practic așa o colești. Da, știu, dar n-am putut să sari pe pătrățelul ăla. Așa, de aici pot să sar direct aici, Doamne ajută. Doamne ajută. Gata. Hai, nu are nimic, mi-a luat puțin de mine. Aici vezi că e destul de dificilă treaba. Ușor. Doamne, de aici concentrare maximă. Haide, pisică, că am ajuns. Am ajuns? Deci vino să ne dăm acolo, să zicem că am ajuns. Pensea că nu știu. Și vezi, cu cât îți mai mult, să dă timpul ori 4 viteza. Ok, unde zic că am ajuns? Aici, pisică, intră aici la asta. Bam, și s-a pus. S-a pus că am ajuns. Și acum ori 8, deci... n-au ajuns foarte mult, dar noi suntem câștigători. Da. Și... Ai posibilitatea să-ți iei power-up-uri, bine, poți să dai și skip stage-uri, dar asta doar dacă, să zicem, deci fii atentă pisică, skip stage doar dacă, să zicem că te încurci de vreo 3 ore acolo și nu poți să treci sub nicio formă. Da. Deci te-ai încurcat la un obstacol de foarte multe ori și nu poți să treci, bă, atunci dai skip stage, știi? Bă, rest de chinui și vezi dacă reușești. Dar e bine, prima rundă văd că în forță, nu e rău. De fiecare dată va fi diferit. Deci de fiecare dată va fi complet diferit. Și sunt și runde speciale unde există lavă care se urcă. Da. Bun. Hai pisică, dai bătaie, hai. Avem aici și niște abonați din ce am văzut. L-am văzut și eu. Salutare fetelor. Dacă se uită la videoclip, nu știu dacă se uită. Se uită, cum să nu se uite. Eu am vorbit cu el înainte de videoclip și am întrebat cine va câștiga. Și a zis că pisica. Deci nu mai vorbim, gata. Bine, glumesc. Bun, hai să vedem. Da, așa că e mult mai bine așa. Bac. Cred că pe ăsta orange n-ai voie să calci. Da. Ok. Deci e mai simplu, nu mai vezi pe nimeni.
Hai pisică, vezi că pe asta roșii n-ai voie să calci. Doamne ajută. Pe, zici că e o pizza cu salam. Da, așa mi se pare și mie. Stai așa, okay. Mă uitată, Iure. Hai pisică, te aștept. Te aștept, oh, pisică. Firă. Da, capitan. Pe acolo și după aia trebuie să te întorci invers. Știu. Pe platforma aia. A, aici e nasol, că te dai cu capul și nici nu vezi. Mamă, 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 cum e asta? Oh. Da, aici un piculez nasoliu așa. N-am ce zice. Fai de viață. N-am ce zice, pisică. M-am dat cu capul de chestia aia. Am mai și urechiușele astea și mă lovesc. Da, asta la tine a fost mereu o problemă, chiar și pe jocurile unde aveai unde aveai locuri foarte mici de intrat, gen, ție nu-ți intra caracterul pentru că aveai urechile alea. Și na, se mai întâmplă. Așa, gata, pe aici. Bravo, pisică, bravo! Mulțumesc, capitane. Așa, eu sunt mai departe decât tine, dar... N-are nimic. Vii și tu în curând. Vezi că aici sus e un fel de sită. Aaa, am picat de pe ea. E un fel de sită și gen, alea albe te omoară. Deci să ai grijă. Eu nu mi-am dat seama prima dată, dar... Wow, frate. Nu călca pe albe. Ce culoare, ce culoare, ce culoare. Mamă, deja au ajuns 4, frate. Mamă, se duce timpul și mai rapid. Am murit. Gata, hai. Hai, pisică. Am ajuns și eu, capitane. Hai, vină încoace să punem, că dacă nu, dacă nu te duci și nu se pune. Da, da, da. Hai că am reușit și de data aceasta. Mai bine uți așa, că n-am mai jucat minigame-uri în genul acesta. Dar o să... Minigame-ul ăsta este similar cu altele, că mai sunt minigame-uri asemănătoare. Însă ăsta e abia lansat. Da. Am zis, bă, puteam să le jucăm pe alea mai vechi, dar am zis, bă, de ce să le jucăm pe alea mai vechi, că puteam să jucăm pe ăsta care e abia lansat, știi, să vedem cum e și popular, adică uite câți oameni sunt. Și atunci am zis, bă, să le jucăm pe ăsta, să vedem cum e. Da. Dar, sword fight, make it to the top of the tower before use the sword provided. Pisica, trebuie să luăm săbii și să-i batem pe oameni hai în timp ce ne urcăm. Hai sus, hai sus. Deci îți va da o sabie și tu trebuie să bați oamenii când se urcă, să-i dai jos. Dar vezi că ăștia o iau înainte, să te... Uite, am văzut șmecheria, am văzut că și eu m-am urcat, da. Pisică, avem săbii, bă, mă bat ăștia! Fetelor, la revedere, fetelor! Îi bat pe toți, îi bat pe toți, aici la spun. Nu mai treceți de mine. Oricum ei revin. Bă, e destul de dificil challenge-ul ăsta. Că vin ăștia pe tine cu săbile. Fata aia nici n-avea sabia, mă, ne pașnică așa. Băi, băiete, du-te de aici! Nu, așa, bă, loviți-vă acolo, că eu o să câștig. A, picat! Hai, capitane, lasă-i în pace, dă-i bice! Îi bat, că și mă bat, eu ce să le fac? A, dar nu văd astea albe! Fetiță, mamă! Hai că am reușit să mă îndepărtez destul de mult de ăștia. Păi că tu ești printre primii. A! Sunt chiar prima. Ce aiurea e chestia asta albă? Știu, dar vezi că poți să ieși prin laterale. Da, da, am mers pe mijloc pentru că era mai ușor. Mi-a luat puțin din HP, dar nu, asta e ce să faci. Mamă, ce challenge nebun! Da, 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 să-i încurci pe alții. Să-i încurci pe alții, da, lol. A, la asta trebuie să sar pe laterală ca să mă pot urca. Nu! Am picat și vin ăștia din urmă. Am învățat șmecheria! Să nu cazi pisică aici. Deci trebuie să mergi pe laterală? Cum aș trebui să mă urc la scăpia? Nu, nu, nu pot să cred. Yes. Bine că m-a dat aici. Hai pisică că vin ăștia din urmă și ne rup. A, îți bagă viteză. Trebuie să sari, pur și simplu. Dacă știu sari în continuu. Știu că am mai trecut odată pe aici. Sari în continuu. Și aici nu știu cum să fac. Doar să sari. Gata. Ok. Bă, nu văd! Aici, pisică, aici! Stai că nu vezi, nu încoace! Păi stai, capitane, ca să ajung acolo... De ce te duci acolo, lol, că poți să sari aici direct, uite-te! Păi da, știu, dar dacă nu pot să văd din cauza că îmi dă camera în sus la urechi... Ce vrei să fac? Păi da, dar eu stau pe zoom out! E, așa mi-a dat mie, gata, am ajuns... Te joci cu caracterul de aproape? Nu, dar așa mi s-a dus camera! Da, nu știu, eu n-am avut problema asta. Gata, am ajuns, pisică! Gata, capitane, yes! Bă, dar ne descurcăm bine, mă, față de ceilalți, n-am ce să zic. Ia, ăștia s-au putut, mă, s-au îngrămădit, se bat acolo, ia uite. Să-mi cumpăr niște efecte, pisică, ia, fii atentă că mi-am cumpărat. A, dar de ce nu mi l-a dat? Poate efect. Trebuie să dai restart la joc. Nu, de ce să dau restart la joc? Uite, mi-a dat trail. A, ce tare!
E super tare. Effect? Ce stai, ce? Premium trail? Ba, dar nu te lasă să dai bani, gen. Premium, dar nu te lasă să dai bani. Hmm. Da, uite-i mă pe ăștia la început. Ok, single life acolo. Items. Uite mă, poți să-ți iei de aia de gravitație și să-ți dea să te poți ridica mai sus. Mm, da, nu vreau. Nu vreau. Trebuie de coins emotes. Mi-a luat aia cu checkpoint ca să-mi dea când... Aia așa? Cu checkpoint într-adevăr e necesară, pentru că da. În jocul ăsta să zicem că ai picat odată. Da. Băi, dacă ai picat, ce ești. Faci? Rămâi? Da. Rămâi de, de jos, te dă de jos. Uh-huh. Gravity cred că ar fi bună. Da, poate... Nu știu ce să zic. Uite, o să-mi iau eu Gravity să vedem cum merge, de curiozitate. E 249 de Robux. Ia că a apărut. Ia că a apărut. Wow! Pisica asta e grea de tot. Cu lasere, cu chestii. Cu lasere, cu nebunii. Da, deci asta cu... mi-a luat cu săritură mai mare. Cu săritură mai mare... Off, gata. Ce off? Am scos playerii. Ah, ca să vezi pe unde mergi, da, într-adevăr. Da, că nu pot să văd ce... Te distrage, că sunt foarte mulți. Dar să știi că te ajută aia cu săritura. Eu mi-am luat aia cu săritura și mă ajută foarte mult să sar. Așa. Îți recomand și să o dă instant. Da, capitane. Bună, chiar e bună și poți să o scoți când vrei tu, gen, dacă undeva n-ai nevoie să sari chiar atât de tare. Vezi că aici trebuie să, da. Tu mă vezi pe mine în continuare, nu? Da, sunt fix lângă tine. Oh, ok. Aici e cam mai iurea că, da. Mamă, dar nu-mi dau seama. Trebuie să mergi în față și după aia te urci pe stâlpul ăsta. Gata. Și mai mergi în spate. Așa. Am murit. Dar de ce am murit? Nu știu, dar ne-a dat de unde trebuie. Da. Nu știu de ce am murit. Nu știu de ce am murit. A fost super, super straniu pentru că... Știu. În jocul ăsta nu mori instant. Adică gen îți dă damage până când te omoară la un moment dat, dar nu mori instant. Și ne-a omorât instant ceva, adică nu știu exact ce, dar e ciudat că ne-a omorât pe amândoi, deci... Poate așa trebuia să se întâmple. Crezi? Mamă, aici e chin. Aici e chin că îți dă damage. Nici nu poți să sar. Hai. Poate pisica să sară? Nu. Gata. Hai că e ok, ne descurcăm bine. Uită-te și tu, suntem printre primii. Adică ce-i putea să vrei mai mult decât atât? Știu. Spun că e destul de bine. Nu uita să apăsați și voi butonașul de like dacă vă place. Dacă mai aveți episoade de Roblox, ca de obicei, în fiecare dimineață... Gata, am ajuns. O pisică aproape murisei. Mă uitam la bara ta de HP. Poți să-ți pui playerii la loc? Gata. Da. Gata. Eu am fost lângă tine tot meciul. Da, e amuzant că poți să scoți. Și gen, nu mai vezi pe nimeni, adică... Să seama, m-am atins. Poate nu m-am atins de asta. Ia vezi. Da, te atingi, pentru că zice ori 6 doar. Da. Nu știu unde-s ceilalți. Zice să mă grăbesc. Chiar eu dacă mă arunc de aici, ce se întâmplă? Te dă de aici? Nu, m-a dat de jos, dar gen eu deja am ajuns. Da. M-a dat de jos, m-a dat de la punctul albastru. Da. Dar eu deja am ajuns, adică nu e ca și cum... odată ce ai atins ușa aia, se pune că ai ajuns. Da, indiferent știu. Că ai picat sau nu, dar m-am mărcat oricum. Da, m-aș fi așteptat să te dea de aici, știi, direct. Da, dar vezi tu că aici nu e checkpoint. Da, checkpoint-urile sunt doar platformele alea cu diferite culori. Uh-huh. Iar ăsta este punctul final pe care dacă l-ai atins, na, ai câștigat. Cam asta e, cam asta e faza. Da. Poți să ai și titles. Emotes. Gata, s-a terminat runda. Am niște coins. Perfect. Rush. Make it to the top of the tower before any... primul care ajunge primește ceva surpriză. Nici o șansă. Modul rush. Gata. Hai de cap. Hai, Ferrar. Ce vorbești? N-am nicio șansă. Eu aș face un efort aici. A, știu. Aș da un skip stage până sus. Să văd ce primesc. Păi ce? Da. Atât timp cât jocul îmi dă posibilitatea să cumpăr skip stage-uri. Corect. Pot să cumpăr skip stage-uri până mâine. Corect. Nu e nimic anormal. Da. Bă, dar nu știu pe unde trebuie să mă urc aici. În partea asta, la altă, trebuie să te întorci. Cum ar fi, să te urci pe stâlpii ăștia. Să ajungi în partea asta, să te urci. Am picat. Hai, capitane. Ce vorbești, mă? Și acolo trebuie să te urci pe chestia. Wow.
Ce e asta, prietene? Ce e asta? M-am urcat direct pe stâlpul ăsta pentru că am avut ăla de săritură mare. Wow. Te ajută foarte mult ăla de săritură mare. Eu sar peste astea pe care trebuia tu să le învârți, să te învârți. Am sărit direct peste ele. A, e bine. Da, mă ajută mult. Să nu mai dau de chestii de-astea, că am avut noroc până acum. Mă ajută alea de săritură. Da, puteam să fac săritură direct, dar am zis să nu mai risc. Că poate ce știe cum pic. Am ajuns deja la MOV. Păi și eu sunt la MOV. Wow. Dai bătaie pisică că vin băieții din spate. Te cred. Hai că ești lângă mine. Sunt lângă tine, normal. Aici nu e chiar atât de dificil, zic că e ok. Am picat! Bravo. No! Bravo, capitane, bravo, capitane. No! Erai primul? Pisică! Erai primul? Da. Doamne, doamne, doamne. Să duc să-ți activez, să-ți dea cadou mare sau ceva de genul. Ce-am ajuns prima? Da. Și ce mi-ai dat? Deci cred că îți dă mai multe puncte sau ceva, nu știu sigur. Am înțeles, ok, bun, perfect. Bă, am picat ce fix la final, nu-mi vine să cred. Aoleu. Știi că nu-mi vine să cred. Cum, deci cum poți să pici la final? Eu asta nu înțeleg. Tu să-mi spui. Doar eu cum cred ai reușit performanța asta, capitane? Da, nu știu nici eu cum am reușit performanța. Am reușit asemenea performanță. Bă, ia stai că am găsit ceva aici. Ce găsit? Uite, pot să... Am așa dacă merge activat. Am luat ceva gen să fac... să nu prea se vadă prin nivel. Darkness și foggy. Eu închid playerii și mi-e mai ușor așa să pot să mă descurc. Într-adevăr, știi? E aglomerația aia, că na, până da, la urmă... Da, dar în același timp e și mai greu dacă lași playerii. Tu vezi că nimeni n-a ajuns? Da, noi doi suntem. Nici măcar la MOV n-a ajuns nimeni încă. Nu, e foarte greu, nu știu. Asta a fost mai greu pentru ceilalți, aparent, nu știu. Da. Adică, eu cel puțin m-am descurcat destul de bine, aș putea spune. Corect, corect. Dar am fost aproape de... Ai fost primul și pe aia ai căzut, nu știu ce ai făcut. Bine, dar am fost primul pentru că aveam ăsta de săritură mare. A, am înțeles. Știi? Da. Dacă ți l-ai luat și tu, cred că te-ar ajuta destul de mult. Nu, că, nu. Știi care e faza? Când ai nevoie să sari mult, îl pui, când vrei să nu sari mult, îl scoți, știi? Da. Și te ajută. Bun, și n-am primit nimic. Primești puncte, cred. Că te duci pe shop, la effects, și vezi că ai puncte de cumpărat chestii. Am înțeles, ok. Cred că ai primit mai multe puncte, asta e toată faza, cred. Nu știu, nu mi-am dat seama, ia să vedem. Ia să vreau să mai cumpăr Peak Head, 350 de puncte. Ok. Vreau să-mi cumpăr un emote de pe shop. Ok. Dar, acum a început runda și mai pot. Aolo, a sărit aiurea. Urât m-am adus. Iarăși sunt de alea. Iarăși sunt de alea albe pe care nu trebuie să le calci. Nu te fiți că v-a sărit din prima. 2 plus 2 egal 4, bum, bum, bum. Bă, pisica, ai scurtat drumul, ce-ai păi făcut? Păi da, șmecherie, șmecherie, șmecheroasă. Bă, ce șmecherie știe pisica? Păi eu da. Am ocolit-o drumul și ea dintr-o dată, dintr-o săritură. Lasă că am mai ocolit și eu prin alte poți. Deci dintr-o dată văd că... Deci pisica nu era nici măcar aproape de mine, dintr-o dată e în fața mea. Adică mai zic ceva. Păi nu crezi? Da, da, poți să folosești scurtăturile dacă le găsești. Bineînțeles. A, iar și chestia de aia de sărit, aoleu. Mamă, cum am, ce frumos a fost acolo și m-am dus în nas. Ia. Cred că se combină obstacolele, pentru că obstacolul pe care la care sunt eu acum l-am mai văzut în alt nivel. Da, știu și eu, am mai întâlnit unele. Nu s-a dat tastatura, mă, ce Dumnezeu lui. Deci pisica trebuie neapărat să faci jos de o tastatură nouă. Nouă, da, o tastatură nouă. Corect? Da, o să-mi cumpăr tastatură ca a ta. Ce anume? Să-mi cumpăr tastatură ca a ta. Da, pisica, dar a mea nu e roz. Păi nu, cred că găsesc eu roz de la altă firmă, așa că voi la neagră. Ba da, sunt, cum să nu fie? Sunt? Acum? Bineînțeles că nu sunt. Nu am văzut eu, să-mi iau o tastatură bunicică. A mea, într-adevăr, e mișto că e wireless. Da. Și nu mai ai nevoie de cablu, da, nu mai ai nevoie de... Pe mine mă deranjează cablu sau ceva. Pe mine mă deranjează că dacă eu... Ce-a fost aia? Nu știu. Ce-ai făcut, pisică? Ce-ai făcut acolo? Da, ok. Eu aș vrea... Eu
Personal, chiar mi-am dorit o tastatură super, super bună, bă, și într-un final am găsit-o, știi? Și chiar sunt super mulțumit de asta pe care o am acum. Însă, dacă vrei să-ți faci un setup de gen, uite, de exemplu, cum am vrut eu să-mi fac inițial, un setup full alb. Da. Nu găsești ce vrei tu, găsești anumite tastaturi sau mouse sau nu știu, dar nu găsești fix modelul pe care ți-l dorești. Știu, capitane. Ia uite-mă cum dau cu capul de urechi. Dacă am putea să ne vopsim pisică, să luăm spray-ups. Păi da, poți, sunt foarte mulți oameni care și-au făcut custom acasă cu spray-uri și-au scos butoanele și le-au făcut separat și tot așa. Doar e că greu, e complicat. Mie frică, dai o gălăgie de bani pe o tastatură și vin eu neîndemânatică și pun mâna pe un spray, scot butoane, scot tot, derup totul și am dat bani degeaba pe ea. Asta e adevărat, na, acum. Skip stage, că deja albesc în cap. Pisică, nu știu ce să zic, dar eu am ajuns deja, nu îmi pare știu, rău pentru tine. Nu știu, dar sunt foarte mulți care nu au ajuns. Gen, tu vezi? Da, nu știu care e. S-au încurcat foarte mulți. La aia cum am încurcat eu, de asta vreau... Am observat și eu chestia asta. 5 minute să stau să sar pe niște chestii. Și ăla a fost super, super ușor, greu, pardon, mi-a ieșit din prima, adică... Nu știu ce m-am încurcat. Acum, ce e ușor pentru tine, poate e greu pentru altcineva, știi? Bineînțeles, bineînțeles. Eu te spune sus de când e deschis serverul. De 903 minute, wow. Interesant, am ajuns să-l am ajuns și eu, capitane, super tare. Mi-a plăcut acest minigame, așa că dacă vreți și voi să ne mai jucăm așa minigame-uri în acest gen, nu uita să apăsați butonașul de like și o să mai facem... N-am mai făcut până acum, nu cred că am mai făcut vreodată genul ăsta de minigame. Nu ne-am mai jucat, nu, într-adevăr, nu ne-am mai jucat până acum. Da, și mi se pare foarte, foarte interesante. Eu am mai testat câteva acum ceva timp, dar niciodată nu am filmat să văd dacă o să vă placă. Da, da. Ia stai, că mi-am luat un emote, dar nu merge, mă, să-mi dau emote. A, bă, da, uite-te la capul meu. Ia, stai, că-s pe uf. Ia, dă capul. Ce faci, capitane? Și scoate capul, doamne, fește, am să... Ok, da. Ce să mai zic? Ce să mai zic? Bun, și cam acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți să mai facem episod din Roblox, nu uitați să apăsați butonașul de like și ne auzim data viitoare. Pa! Pa, pa!